O poveste de iarnă cu spiriduși, crăciunițe, fulgidenea și elfi. Personajele au fost puse în scenă de elevii gimnaziului Mirona, care au evoluat vineri 19 decembrie într-un amplu spectacol. Sebarea s-a desfășurat în sala de festivități a instituției și a inclus reprezentații de dans, balet și cântece în limba română, maghiară și germană. Este modalitatea prin care noi demonstrăm că suntem buni și la învățătură, suntem buni și la dans, suntem buni și la cântec și implicăm toate clasele, inclusiv clasa pregătitoare. De la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, copiii sunt cuprinși în acest program care se numește Poveste de iarnă și care sperăm să le fie pe plac tuturor celor care au venit să îl urmărească. Au participat 215 copii, iar rezultatul prestației lor a emoționat publicul și a stârnit ropote de aplauze. Este serbarea de final de decembrie, care de fapt este un spectacol, spectacolul nostru obișnuit. Pare a fi făcut de profesioniști atunci când stai și îl privești, pentru că copiii sunt extraordinari, sunt nemaipomeniți. Povestea de iarnă prezentată de elevii gimnaziului Mirona a fost atent și îndelung pregătită, astfel încât Moș Crăciun să aibă motive serioase pentru a veni și a dărui. Ideea acestei povești de iarnă a fost concepută așa în linii mari, cam pe la începutul lunii octombrie, însă pe fragmente fiecare clasă împreună cu învățătorul sau dirigintele au lucrat separat, iar de 10 zile încercăm să-i cuprindem într-o niște repetiții generale pentru ca să se obișnuiască cu spațiu. La noi avem spațiu suficient, de asemenea cu intrările, cu ritmul, cu tot ceea ce ține de bunul mers sau unui spectacol de calitate. La final, cadrele didactice au urat elevilor vacanță plăcută și le-au oferit câteva sfaturi. Și bineînțeles că aveți o urare atât pentru elevi cât și pentru părinților care se află aici în sală? Cu siguranță, să se bucure de sărbătorile de iarnă, ca noi toți, să fie sănătoși, grijulii cu ei înșiși și păcat că nu avem zăpadă, dar să meargă, să patineze, să se joace, să se odihnească și să se simtă bine în mica vacanță ce urmează.